Veșmintele la masă. A fost odată un om oarecare ce s-a dus la o petrecere îmbrăcat cu o haină ponosită și cam sărăcăcioasă. Era singura haină mai bună pe care o avea. Văzându-l gazda, i-a strigat revoltată: "Cum ai îndrăznit să vii la petrecerea mea îmbrăcat cu asemenea zdrențe? Nu ești bine venit aici, n-ai decât să pleci." Omul se grăbi să plece spre casă, dar în drum trecu pe la un vecin și ceru o haină nouă și frumoasă ca împrumut pentru câteva ore. Cum se termină de gătit, omul se reîntoarse la petrecere convins că va fi mai bine primit decât data trecută. Și într-adevăr, gazda îl întâmpină de cum îl văzu. "Dragul meu prieten, te rog, poftește la umilul meu festin, așează-te unde poftești și servește din mâncărurile alese pe care le-am pregătit." Omul nostru îi zâmbi drept răspuns și se îndreptă spre masă. Luă loc, își apropie mâneca hainei de mâncare și îi spuse încetişor: "Haide, mănâncă haina mea. Toate acestea au fost pregătite cu mult drag, special pentru tine." Văzându-l ce face și mai ales auzindu-l, gazda a rămas mută de uimire. Când și-a revenit, l-a întrebat pe om ce înseamnă toate acestea. "Dacă tu m-ai invitat la petrecere pentru hainele pe care le port și nu pentru mine, așa cum sunt eu, sărac și cinstit, atunci m-am gândit să poftesc haina să îmbuce câte ceva din bucatele alese, pregătite special pentru ea." "Vai, dar se murdăresc!" "Nu-i nimic!" răspunse omul. "Petele de pe haine se șterg la spălat, dar petele de pe caracter nu dispar decât odată cu moartea."